Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi nu mai abordăm subiectele foarte fierbinți, ci vorbim despre un subiect mai general și anume despre selfie, moda selfie-urilor. Ce înseamnă selfie? Înseamnă că fiecare, cei care doresc, își fac poze, ei înșiși își fac poze lor și apoi le postează pe Facebook sau pe diverse medii electronice să vadă toată lumea ce a mâncat la micul dejun, ce pantofi și-a cumpărat, pe unde a mers în excursie sau diverse lucruri de genul acesta. Stăm de vorbă prin telefon cu presbiterul Cristian Boariu. Mai întâi, ce înseamnă de fapt selfie? Cum definiți această modă a selfie-urilor? Selfie este termenul folosit de tineri de ziua de astăzi pentru o poză cu mine, a defini o poză cu persoana mea. Dacă până acum făceam o poză cu tata sau cu mama sau cu doamna profesoară sau cu colegii de clasă, acum mai nou curentul este să faci poze cu tine însuți. Și cred că din perspectivă creștină noi putem merge un pic mai adânc, pentru că Biblia spune că moda aceasta selfie-urilor este moda zilelor din urmă. Avem în Biblie. Unde spune Biblia? Unde vorbește Biblia despre acest lucru? În 2 Timotei, capitolul 3 cu 2, Biblia anticipează vremurile pe care le vom trăi astăzi și pe care le trăim astăzi. Și Biblia spune așa, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși și alte calități în ghilimele. Dar vă rog să subliniem, oamenii vor fi iubitori de sine. De fapt, creștinismul promovează faptul că pe locul întâi este Dumnezeu, pe locul doi e aproapele nostru, iar eu sunt pe locul trei. În mod aceasta, selfie-urilor din ziua de astăzi promovează faptul că pe locul întâi ești tu, pe locul doi ești tu și locul trei nu mai există. Am întâlnit un pastor care își publică predicile pe YouTube, dar fără imagine. Doar predica înregistrată audio. Da. Cred că noi ar trebui să fim foarte atenți la toate lucrurile acestea, că nu unii alta prin care vine un mesaj contează foarte mult, ci mesajul în sine. Care este problema cu selfie-urile? Cum vede Dumnezeu diferența între imagine și cuvânt? El a lucrat cu cuvântul. Domnul Iisus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu, Logosul întrupat. Și Dumnezeu în Biblie interzice omului să-și facă chip cioplit sau imagini. De ce? Deci aș vrea să subliniez faptul că nu văd ceva greșit că atunci când ești undeva într-o excursie și cineva nu are posibilitatea să-i facă cineva o poză, atunci el își va face o poză. Dar cred că acest curent despre care vorbim a cuprins zeci de milioane de tineri. Și la ora actuală, caracterul nostru este foarte mult orientat pe imaginea exterioară și foarte puțin pe relația cu Dumnezeu. Și atunci tinerii din ziua de astăzi, în mod special, vor să atragă prin ceea ce sunt ei, prin ceea ce au ei, în loc să atragă prin ceea ce sunt ei. Noi am învățat de la Iisus Hristos un lucru extraordinar, că valoarea noastră nu stă în ceea ce avem, ci valoarea noastră stă în ceea ce suntem, adică suntem copii de Dumnezeu. S-ar putea duce discuția și spre capitolul închinare? Credeți că riscă să se închine la ei înșiși cei care duc la extrem această modă? Da, vă pot aminti din Biblie vreo două cazuri, dacă nu chiar trei cazuri, în care oamenii erau foarte, foarte mult orientați spre imaginea lor. De exemplu, Samson. Știți care era principiul lui Samson în căsătorie? Ia-o căci îmi place. Ia-o căci îmi place. Absalom, spune Biblia despre Absalom că era fără cusur pe exterior, dar înăuntru avea, aș putea spune că avea sufletul plin de boală de sine. Uitați-vă la Absalom cum spune el acolo la un moment dat și zice, tatăl meu nu va fi în stare să rezolve problema, veniți la mine, eu. Și omul acesta cade pradă exact chipului său, exact închinării de sine. Vă amintesc bogatul din Luca 16, care era foarte îndrăgostit de el, de costumul lui, de mașina lui, de casa lui. Mă gândesc la bogatul din Luca 16, că nicio poză care și-a făcut-o nu a avut loc vreodată bobosul Lazar. Toată viața omul acesta, spuneam aseară la o evangelizare, toată viața Lazar i-a privit pe alții de sus în jos. Pentru că asta face selfie-ul. Tu ești în centru și ceilalți sunt pe margine. Dincolo, dragii mei... Lazar i-a privit pe alții de jos în sus. Da, dincolo se schimbă. Pentru aia eu spuneam aseară și spun și acum, e mai bine să privim de aici, de jos în sus, ne uităm spre Dumnezeu, ne uităm spre valorile lui Dumnezeu. Și dincolo vom putea privi de sus în jos, ca și săracul Lazar.
Vă amintesc, dragi ascultători, valorile lumii sunt frumusețea exterioară, banii și inteligența. A nu se confunda inteligența totdeauna cu înțelepciunea. În momentul de față, moda aceasta selfie-urilor, o modă dusă la extrem, a promovării a acestor valori, banii, inteligența și frumusețea exterioară. Noi știm care sunt valorile lui Dumnezeu și aș îndemna tinerii pe această cale, atât de clar este cuvântul lui Dumnezeu, să punem preț pe lucrurile care sunt înascuns, pe odăiță, să punem preț pe un caracter. Citeam astăzi la timpul de părtășie care l-am avut cu Dumnezeu despre Adonia. Spune despre Adonia cuvântul așa: tatăl său nu l-a mustrat niciodată în viață. Și în următoarea parte a versetului spune despre Adonia că Adonia avea un trup foarte frumos. Dragii mei ascultători, calea cea mai sigură spre eșec este un trup perfect și un suflet nemodelat de cuvântul lui Dumnezeu. Care este diferența între frumusețea exterioară și frumusețea interioară? Ar trebui la exterior să nu ne îngrijim de exterior? Să arătăm rău? Eu zic întotdeauna oamenii care pun accent pe lucrurile adevărate se vor îngriji, dar nu vor înfrumuseța la extremă exteriorul. Vă dau un exemplu. M-am întrebat mereu de ce căsătorile părinților și a bunicilor mei au rezistat mai mult decât căsătorile de astăzi. Da? Avem dovezi clare, noi intrăm în detalii, că divorțurile sunt la o rată foarte mare. Da, asta e clar, dar uneori unele căsătorii, eu chiar am avut o mătușă, ea nu s-a cunoscut cu soțul ei până, nu știu, alții au hotărât că se căsătoresc. Și căsătoria lor a durat 10 de ani, până la moarte. Astăzi sloganul, știți care este? Mă căsătoresc cu tine pentru că vreau să fiu fericită. Din nou, eu. Știți de ce căsătoriile părinților noștri au rezistat mai mult sau numărul de divorțuri a fost mai mic? Ei spuneau așa: mă căsătoresc cu tine pentru că vreau să te fac fericită. Ce diferență mare! Generația, o parte din tinerii generației de astăzi, știți ce spun? Îmi place mașina ta, mi-ar sta bine în casa ta, am nevoie de banii tăi. Totul concentrat pe sine. Dragii mei, nici odată doi oameni îndrăgostiți fiecare de sinele lor nu vor putea sta împreună viață. Pentru că exteriorul, spune Biblia, trece, dar ce e în interior rămâne. O, ce bine ar fi să punem preț pe interior, pe valorile lui Dumnezeu, pe sfințenie. Spunea Ioan Gură de Aur ceva extraordinar. Spunea Ioan Gură de Aur: dacă ai păcat în tine și dacă ești în rai, ești căzut. Dacă nu ai păcat în tine și dacă stai pe o grămadă de cenușă ca și Iov, tu ești un sfânt și rămâi cu Dumnezeu mai departe. Ce frumos să vezi oameni care pun preț pe valorile lui Dumnezeu, pe frumusețea interioară, pe sfințenie, pe dreptate, pe milă, pe adevăr. Că deja arăți frumos la exterior, deja ai ultimul răcnic de mașină, deja ai banii acestei lumi. Dacă nu l-am pe Dumnezeu, n-am nimica. Dar dacă l-am pe Dumnezeu, chiar dacă nu am foarte multe din valorile acestei lumi, eu am într-o zi viitorul asigurat cu Dumnezeu în veșnicie. Esența este diferența dintre egoism și jertfă sau jertfire de sine sau renunțare la sine. Domnul Iisus Hristos a venit să ne învețe renunțarea la sine. Dar cum poți să reziști egoismului? Pentru că suntem ca în mijlocul unui fluviu, întreg fluviul, tone de apă, merg într-o direcție și noi ar trebui să stăm drept și să mergem în direcția opusă, contra curentului. Da, eu cred că Biblia ne cheamă să învățăm foarte mult de la Iisus. Dragii mei, noi suntem chemați să nu mai trăim, spune Pavel, să nu mai trăim pentru noi, ci pentru Cel care a murit pentru noi. Și acum vreau să vă dau un exemplu. Când nu mai trăiești pentru tine, ci pentru Dumnezeu și aproapele tău, ești pregătit pentru cer. Vreau să vă spun, dragii mei, că cerul este locul unde se fac doar poze de grup. Mirele cu Mireasa, noi pe Marea de Cristal, Avram, Isaac și Iacov, toți. Pentru că așa am ajuns acolo. Mirele a murit pentru Mireasa. Îmi place expresia aceasta. Cerul este loc unde se fac poze de grup. Da. Mirele a murit pentru Mireasa. Deci Mirele nu va sta în cerul al treilea și Mireasa în cerul primul. Da? Nu. Și își vor face fiecare selfie-uri singuri. Nu. Cel din spital a fost vizitat de cel sănătos. Matei 25, nu? Cel din temniță a fost încurajat de cel liber. Cel sărac a fost hrănit de cel bogat. Dragii mei, lupta noastră, alergarea noastră, spune Apostolul Pavel, alergați, dar în așa fel încât să căpătați premiul. Ce înseamnă să alergi în așa fel încât să capeți premiul? Dragii mei, noi când alergăm, ne uităm și la cei care vin mai încet.
ne uităm și la cei care poate au slăbit. Dacă vrem într-o zi să ajungem dincolo de linia de sosire, va trebui să întindem mâna și să mergem contrar acestei generații. Să ne uităm la Iisus. Spune Apostolul Pavel, purtați-vă sarcinile cum? Fiecare pe lui însuși. Nu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dragii mei, am descoperit un lucru extraordinar în cuvântul lui Dumnezeu. Când eu port bagajul celui de lângă mine, Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt ca sarcina mea să devină mai ușoară. Doamne, ajută-ne la aceasta, dar mă gândesc într-o lume în care suntem sau majoritatea sunt formatați de mici, din grădiniță, tu ești cel mai important, totul se învârte în jurul tău, nici măcar părinții n-au voie să-ți dea o palmă, n-au voie să se uite urât la tine, tu ești centrul universului. Într-o astfel de lume, un mesaj de genul acesta, trebuie să renunți la egoism, este greu digerabil. Da, cineva spune ceva foarte interesant. Napoleon a încercat să cucerească cu sabia Europa și n-a reușit. Hitler și Stalin au încercat să cucerească cu gloanțe și n-au reușit. Și Iisus Hristos a reușit să cucerească cea mai mare armată prin dragoste, prin renunțare la sine. Știți ce frumos selfie avea Iisus Hristos în ghilimele? Spune că uneori ne întorceam privirea de la El. Pentru că El nu a izbit și n-a ieșit niciodată în evidență prin exterior, prin poze cu sine însuși, prin afișajul lui, nu. El întotdeauna a ieșit în evidență prin valorile care aminteam, prin milă, prin a da viață, prin a oferi o pâine celui lipsit, prin ceea ce Dumnezeu l-a trimis ca să facă. Și ne-a câștigat pe noi pentru că a murit El pentru noi. Eu cred că vom câștiga pe cei de lângă noi. Dragii mei, o lumânare care arde se consumă pe ea însăși. O lumânare care arde nu devine mai frumoasă pe exterior, dar pe interior ea se consumă pe ea însăși și din lumina aceea ea va răspândi lumina în toată camera sau în locul în care ea este pusă. Credeți că merită să cultivăm frumusețea interioară în detrimentul celei exterioare într-o lume când toată lumea cultivă frumusețea exterioară? Care-i câștigul? Pentru un tânăr, de exemplu, să se chinuie să-și cultive frumusețea interioară, frumusețea spiritului. Haideți să vă spun care este câștigul. Vă dau un exemplu foarte practic. Dacă te căsătorești cu soț, cu viitoarea ta soție sau cu viitorul tău soț, doar din cauza exteriorului, când vor apare ridurile, ce vei face? Dacă te căsătorești cu viitorul tău soț sau soție, doar din cauza mașinii de ultimul răcnet, va trebui să ții pasul că mai apare încă un model nou. Și atunci relația ta dintre tine și soția ta va depinde foarte mult de cele materiale. Eu vă amintesc când Habacuc 3:7 și spune cuvântul lui Dumnezeu. Atât de frumos, Doamne, a spus Habacuc, relația mea nu depinde de ceea ce am în frigider sau în cuptor de microunde sau în cămară. Relația mea, a spus Habacuc, depinde de faptul că eu sunt mântuit. Și vreau să spun că valoarea unui creștin nu stă în ceea ce are pe masă, sau în dulap, sau în cont. Valoarea unui creștin stă în faptul că are bucuria mântuirii în inimă și numele scris în cartea vieții. Și mai există un aspect la final, smerirea de care a dat dovadă Domnul Iisus Hristos. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. A renunțat la toată slava pe care o avea la dreapta Tatălui și a venit din dragoste pentru noi. De ce a făcut acest lucru? Putea să ne salveze, eu știu, putea să găsească alte metode de a-i salva pe muritori. Știți din ce cauză? Dragii mei, la Iesle am învățat un principiu extraordinar. La Iesle am învățat faptul că în viață contează mai mult ce faci decât ce spui. În Ioan 3:16, Dumnezeu din cer, ca să folosesc expresia tinerilor, ne-a spus I love you, da? Vă iubesc. Dragii mei, nu era suficient ca Dumnezeu să spună cu gura, vă iubesc. Iisus Hristos a venit și a demonstrat iubirea Tatălui și în Ioan 13:1 spune atât de frumos cuvântul lui Dumnezeu. Iisus, care iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Pentru că, dragii mei, dragostea care se jertfește pe sine, dragostea care trece de cuie, dragostea care poate spăla picioarele dușmanului, dragostea care poate ierta pe cel care s-a lepădat de tine, dragostea care poate să se roage mai departe în Ghețiman când cei trei dorm lângă tine, aia este dragostea care Dumnezeu vrea să o pună pe noi, în noi, prin roada Duhului Sfânt. Și atunci eu zic că exemplul suprem ar trebui pentru noi să fie Iisus Hristos. Și într-o zi, cu cât asemănarea dintre mine și Iisus Hristos va fi mai vizibilă, mai clară, cu atât bucuria Tatălui meu de a mă primi în împărăție va fi mai mare. Dumnezeu să ne ajute la asta, să ia Iisus chip în noi
spunea Apostolul Pavel, simt în mine durerile nașterii. Dragii mei, cele mai mari dureri care există la ora actuală sunt durerile nașterii. O zis Pavel către galateni, faceți în bucuria aceasta și stopați în durerile nașterii. Dar cum putem stopa durerile nașterii? Știți cum? Când va lua Iisus chip în noi. Vă doresc din toată inima, dragi tineri, vă doresc, dragii mei, frați, surori, prieteni, ca să fiți confundați cu Iisus în Timișoara, în Cluj, în România, oriunde suntem, să vadă lumea în noi pe Iisus Hristos. Și atunci nu o să ne mai vedem noi. Eu trebuie să mă micșorez și să se vadă Iisus în mine. Dumnezeu să fie binecuvântat. La final, înainte de rugăciune, aș vrea să vă mai întreb un lucru. Trăim într-o lume a competiției. Și poate, eu știu, tinerele se gândesc, dacă nu îmbrac niște pantaloni foarte mulați, îmbrac alta și mi-l fură. Și Biblia vorbește despre răsplătire, despre cunună, despre ținta noastră finală. Cum putem să avem ochii ațintiți spre Hristos, să ia Hristos chip în noi, indiferent de concurența din jurul nostru? Asta contează foarte mult de relația care o ai cu Dumnezeu. Vă dau un singur exemplu. Dacă eu am un costum pătat, dacă îl țin la 50 de metri de o sursă de lumină, de un bec, da? Sau de un candelabru, eu nu o să văd toate petele de pe costumul meu. Dragii mei, am învățat în viață, cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îmi dau seama de nimicnicia mea, de faptul că mai am de rezolvat încă un lucru, mai am de modelat încă un alt lucru. Dar cu cât voi sta mai departe de Dumnezeu, voi vedea că alții au de modelat în ei și eu nu am. E foarte interesant cazul acesta. Pe cum mă apropii de Dumnezeu, voi vedea faptul că am mai mare nevoie de El și valorile Lui. Uitați-vă, de exemplu, la doi oameni care stau de 25 de ani împreună sau de 30 de ani. Dragii mei, soția nu mai trebuie să-i spună la soț sau soțul către soție, dragul meu, acolo ar trebui să facem așa. Din priviri, se înțeleg, dintr-un simplu gest. Cred că o relație autentică cu Dumnezeu ne va ajuta să biruim valorile, non-valorile acestei lumi, sau valorile în ghilimele. Și părtășia aceasta cu Iisus va ajuta ca Iisus să ia chip în noi într-un mod desăvârșit. Și când vom fi desăvârșiți, Dumnezeu va zice, oricum lumea n-are nevoie de sfinți. Veți observa în anii în care vin, dragii mei ascultători, lumea nu are nevoie de sfinți. Adică nu că nu are nevoie în sensul în care al creștinismului, în sensul ei, privind din interiorul lumii, ei nu doresc ca sfinții să mai locuiască aici. Dumnezeu spune, într-o zi voi veni și îmi voi lua mireasa la cer, pentru că au trăit frumos și au avut chipul meu în ei. Haideți să ne rugăm pentru, sau împreună cu toți ascultătorii noștri care doresc să facă parte din ceea ce Biblia numește mireasa lui Hristos, care au chipul lui Hristos în ei și care, după care va veni Hristos, mirele, într-o zi. Să ne rugăm împreună cu ascultătorii care nădăjduiesc că au fost atinși prin Duhul Sfânt de această discuție, de acest mesaj și care își doresc din toată inima să-și schimbe viața complet, să renunțe la egoism și să trăiască pentru Hristos și pentru alții. Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumesc pentru harul acesta, Doamne, de a fi din nou în prezență, de a medita din nou la cuvântul Tău. Tată Sfânt, mă uit în lumea care trăiesc și văd lucrurile acestei lumi, văd non-valorile ei, văd că fiecare este interesat de sine însuși, dar îți mulțumesc că într-o zi a coborât Iisus Hristos, Fiul Tău, care a fost interesat să ne salveze pe noi. Tată Sfânt, te rog să ne dai biruință, să ne dai putere, să putem sta în părtășie cu Tine, să putem sta pe genunchi mai mult. Știm că cele mai grele poveri în viață se cară cu genunchi dătătoriți. Am dorit, Doamne, ca Tu să iei chip în noi, să putem lupta contra curentului. Doamne, am dorit ca, ne bazându-ne pe această modă atât de răspândită a sinelui, a iubirii de sine, noi să putem să vedem orfanii, cei zecele de mii de orfani din România neînfiați. Am vrea să vedem pe cei care au nevoie de mâna întinsă. Am vrea să vedem oamenii care sunt căzuți în păcat. Și am vrea ca Tu să iei chip în noi și Tu să luminezi prin noi. Îți mulțumesc că vei binecuvântat mulți ascultători acestui radio. Te laud pentru că vei binecuvânta, Doamne, pe toți cei care vor să se apropie cu o inimă sinceră și curată de Tine. Și într-o zi știu că ne vei lua la Tine acasă. Amin. Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu prezbiterul Cristian Boariu, am discutat despre selfie sau despre egoism versus dragoste. Dragostea lui Hristos nu poate fi cuvântul acesta, dragostea lui Dumnezeu nu poate fi despărțit de cuvântul jertfă, renunțare de sine, jertfă pentru alții versus egoismul care ne înconjoară și am luat un studiu de caz, moda selfie-urilor, când foarte mulți își fac poze lor înșiși și apoi le postează în toate direcțiile ca să poată să fie văzuți de toți. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!